Bună ziua, dragii mei, cu soare, lună, Venus, ascendent în Fecioară. Continui cu partea a doua despre voi și o persoană dragă. Aici este un set de cărți sexuale și aici este un set de cărți normale. Aici este posibil să nu vă apară partenerul intim, poate să vă apară în cazul în care sunteți în trio soțul, soția, sau poate să vă apară un membru al familiei, un văr, o soră, eu știu, frate, coleg, colegă, da? Dar, în principiu, o să încerc să le citesc de ca și când ar fi partenerul, partenera voastră. Rămâne de văzut ce iese. 5 de monede. Cineva se simte singur și încearcă să iasă din această stare. Ia uite, există niște secrete, o relație secretă cu cineva. O fi pești, o fi rac, o fi scorpion pentru unii dintre voi, nu e obligatoriu. Este o relație. Sunteți între două persoane, da? Și una din relații este secretă. Oh, regele de cupe. Iar vrea să se arate pentru unii dintre voi. Regele de cupe reprezintă o dragoste adevărată. Reprezintă acel om, femeie, bărbat, nu contează, lângă care îți dorești să poți să îmbătrânești fericit, să nu te mai distragă atenția sau să nu te mai deranjeze ridurile, să nu te mai deranjeze, să zic, părul alb, să știi că persoana respectivă te iubește și o iubești necondiționat. Ce frumos! Uf! Faetonul pentru unii dintre voi poate să fie rac, dacă nu vă doriți să mergeți mai departe sau să călătoriți cu mașina sau așteptați pe cineva să vină cu mașina mai aproape de voi. Fecioară, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară, decembrie 2019. Nu uitați că tot ce se citește pe o lună poate se manifeste în următoarea perioadă. Timpul e fluid, da? Ce vă doriți voi, ce își doresc ei, de ce vă este teamă vouă, de ce le este teamă lor. O, steaua, ce frumos! Evident că steaua poate să fie și cineva în zodia vărsătorului, dar nu e obligatoriu. Este cineva cu care simțiți că este persoana voastră de destin. Vi se împlinesc toate dorințele. Toate fanteziile erotice, emoționale, ce vă... Vai, mai, vă doriți asul de cupe? Puf! Mai, asul de cupe. Vă doriți o nouă dragoste, un nou început cu cineva. Posibil semn de apă, dar nu este obligatoriu, repede câte ori pot. O dragoste adevărată că v-a apărut regele de cupe. De la acest as să mergeți până la rege. Să treceți prin toate etapele emoționale, sexuale, sentimentale și nu doar, și financiare și mentale. Tot ce trebuie ca să manifestați o dragoste adevărată. Puf, ce frumos! Vă doriți să faceți dragoste cu cineva și să le simțiți sufletul aproape. Ce își doresc ei? Ei se uită către stea în acest moment. Ați putea fi voi aici în poziția asta, deși eu acum citesc poziția voastră, dar puteți oricând să schimbați pozițiile. Semn de pământ. Teoretic ar trebui să vă dorească pe voi, da? Posibil, unul dintre voi nu știe să-l abordeze pe celălalt încă. Poate. E doi de monede. Ce își doresc ei? Să poată să aleagă. Ei se uită în depărtare la stea și în spate este o altă persoană. Sunt puși în situație să aleagă între voi și altcineva. Nu știu cine e aici. Că e soția, că e iubita, că e soțul, că e iubitul. Cineva care trebuie să aleagă. Și în acest moment, bărbatul nu știe cum să o abordeze. Probabil că deja se gândește la altceva. Interesant. Aici e o stea în cap, în părul femeii e o altă stea.
Poate că ea se gândește la această stea, poate se gândește la ce momente a avut alături de, eu știu, dragostea asta. Rămâne de văzut. Că este persoana din asul de cupe, că este cealaltă, voi știți. Poate că... Of, asta e. De ce vă este teamă? Semn de aer, mai mult sau mai puțin gemeni, balanță sau vărsător. Vă este teamă să nu fiți spionați, în primul rând. Să nu vă găsească cineva, iubindu-vă, cu persoana dragă. Eventual, vă este teamă să comunicați. Unul dintre voi este mai liber în comunicare decât celălalt. Posibil. Unul dintre voi trebuie să lucrați la capitolul comunicare mai mult. Sau relaxare, să fiți relaxați în preajma celui drag. Dar am zis că poate să fie și cartea. Spionajului. De ce vă este teamă, nu de Rudolf? De ce le este lor teamă? De diavol. De obsesie sexuală. Le este teamă ca nu cumva să aibă, să confunde obsesia sexuală cu dragostea. Pe de o parte, că și acesta este Capricorn, semn de pământ, să zicem. Să nu devină dependent sexual de voi și atunci trebuie să aleagă. Sau poate e o persoană toxică în viața lor și iar trebuie să aleagă între dragostea adevărată și această relație toxică, vedeți? Pe cine? Pe cine? Fecioarelor. Am zis, aici este steaua. Iar cavalerul de bâte, care a apărut și în crucea celtică. Aici sunteți, teoretic, ați fi voi, fecioara, da, în septembrie. Cineva vine, prinde pasiune și vă fură. Bine, nu neapărat că vă fură, dar vă fură pe primele extazuri, să zicem. Fecioara care stă, așteaptă, meditează la această relație. Fumpărăteasa! Mamă, dar ce relație! Care cineva așteaptă, vă așteaptă sau îi așteptați? Și totuși, mai există o altă persoană în lacrimi, în tristețe, care e geloasă. Dar iată, împărăteasa, persoana cu care vă doriți eventual această dragoste, care vă împlinește toate dorințele. Frumos, riscant, provocator, voi știți. Iar cavalerul de cupe, alt cavaler care vine și oferă emoții. Soare, lună, Venus, ascendent în fecioară și partenera lor. Soare, lună, Venus, ascendent în fecioară. Ce simțiți voi? Ce gândiți? Cum acționați? De ce vă doriți? De ce vă este teamă? Și ce reușiți să faceți? Acum ei. Așa făceam pe vremuri. Rămâne de văzut ce simțiți. Nu ce simt ei, ce gândesc. Cum acționează? Ce își doresc? De ce le este teamă? Și ce reușesc să manifeste? Cu fi iubitul, cu fi soțul, soția, variază. Iar justiția. Să vedem ce înseamnă. Divorț sau căsătorie? Justiția. Ce cărți! Toate zodiile astea au avut niște cărți, toate. Nu, de-abia am făcut trei. În suflet. Pentru unii semn de aer. Gemeni, vărsător sau balanță. În suflet. Cu care simțiți nevoia să comunicați. Evident că ar trebui să fie o comunicare emoțională, că e poziția lunii. Wow! În gânduri. Diavolul. Glumesc. Diavolul pentru unii poate să fie săracul semnul Capricornului. Trecem peste asta. Diavolul.
Este o obsesie mentală. Posibil că a apărut și la cărțile sexuale. Obsesie sexuală pentru cineva. Cineva vă pune pe jar. Vă gândiți tot timpul la ei. Cum acționați? Valetul de monede. Probabil că simțiți nevoia să, nu știu ce se întâmplă, cum se vor desfășura cărțile, să le oferiți ceva, aici sunteți voi semn de pământ, să le oferiți un cadou că tot vin sărbătorile. Sau să dezvoltați cu pași mici și siguri ceva de lungă durată, că vorbim de monede, de chestii stabile, posibil. Wow! Ce vă doriți? Ha, îndrăgostiții! Puf, să fiți îndrăgostiți, să o luați în brațe și să o învârtiți. Iar doi delfinași, nu contează semnul, să vă bucurați emoțional și fizic, evident, de această legătură. Vă dați seama că e o legătură profundă, pasională, o chimie pe care n-ați mai experimentat-o cu nimeni. De ce vă este teamă de regina de cupe? Eu știu cine o fi regina de cupe. Ori vă este teamă că totul e doar pasiune, obsesie sexuală, senzuală și vă este teamă că nu veți avea totuși parte de dragoste profundă din partea acestei persoane. Da? Este posibil. Poate mai e un alt personaj în preajma voastră care vă influențează. O persoană emoțională, un scorpion, un pește, un rac, whatever. Ce reușiți să... Oh, Marea Preoteasă, țineți în secret. Dacă reușiți să țineți în secret, eu știu, povestea asta e mare lucru. Dar Marea Preoteasă, pe lângă secrete, reprezintă și o creștere spirituală. Evident că prin această legătură, prin această situație, veți crește, veți învăța despre voi lucruri profunde pe care voi acum nu le cunoașteți. Și da, mulțumesc! Finalul este secret. Nu doar că este relația secretă. Finalul nu vă este permis deocamdată să-l aflați. Interesant. Marea Preoteasă. Este un văl peste viitorul vostru. Deocamdată. Probabil că trebuie să înțelegeți prin ce treceți. Ce chestie. În sufletul lor, 7 de cupe. Cu fi semn de apă, posibil, dar nu obligatoriu. Poate că sunt ei confuzi despre emoțiile pe care le simt în preajma voastră cu voi în brațe. Posibil. 7 de cupe, de obicei, Venus în Scorpion. Au fantezii cu acest diavol și cu această comunicare și cum am vorbit și de, mai devreme la prima parte despre delfin. Probabil comunicați telepatic despre obsesiile voastre. Sorry, ăsta e adevărul, îmi pare rău. Vă transmiteți unul altuia ce vă doriți, chiar dacă nu sunteți împreună, asta e. Este în poziția emoțiilor a lunii. Luna lor este plină de fantezii. Asta ce simt. Pe de o parte sunt confuzi, dar și plin de fantezie. Ha! Ce gândesc? Posibil sunteți într-un trio, 3 de monede. Pe de altă parte își doresc și ei să construiască ceva cu voi. Posibil. Pentru că 3 de monede reprezintă o persoană care construiește, pune cărămidă peste cărămidă ca să ajungă undeva. Aveți voi aici în acțiuni valetul de monede care și el pune prima cărămidă. Eventual se gândesc la voi că sunteți semn de pământ, da? Ia vedeți cărțile, da? Vedeți? Sper să nu pice. Da? Ei se gândesc la voi. E în poziția gândurilor. Se gândesc în spate mare foc, 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 pasiune, lanțuri, interesant, o obsesie, o chestie, dar se gândesc obsedant la voi. Interesant și voi simțiți că e obsesie la aia. Cum acționează? 7 de băte, se luptă, plin de pasiune. Pentru ce se luptă? Pentru relația asta? Sau poate o protejează de alții?
Sau poate și una și alta. Poate se luptă și cu ei înșiși să nu se vadă ce simt și cum gândesc despre voi. Iar variază de la unii la alții. Ce își doresc? Spânzuratul. E semnul peștilor, dar trec peste asta, casa 12-a, să înțeleagă lucrurile și din altă perspectivă. Eventual, ce își doresc? Să fie iar lanțuri, mami. Iar lanțuri, avem și un diavol. Poate că își doresc să fie legați de voi. Pentru unii. Pentru alții, sunt dispuși să facă sacrificii, eventual, pentru această relație. Sacrificii și să lupte. Posibil. De ce le este teamă? De marele preot. Marele preot reprezintă o căsnicie. Probabil că ei sunt într-o căsnicie. Poate și voi. De aceste reguli, de această religie plăcută, neplăcută, care impune niște standarde, niște idealuri, le este teamă. Evident că poate să le fie teamă și de un taur, dar trec peste chestia asta. De soțul, de soția voastră, a lor, variază. Ce reușesc într-un final? Poate să intre într-o perioadă de meditație, că tot intrăm în postul Paștelui. E similar cu eremitul, varianta mică. Să mediteze la fostele răni, dureri sentimentale prin care au mai trecut și pe care, teoretic, nu și le doresc să le mai experimenteze. Există un trio, 3 de monede, 3 de spade, un moment de decizie, voi vă doriți să decideți, iar au apărut și aici îndrăgostiți, au apărut și mai devreme în crucea celtică, partea 1, puteți să o revedeți. Au nevoie de timp, de vindecare și, în primul rând, de înțelegere. Că e semn de aer, orice semn ar fi, nu contează. Au nevoie, eventual, să se roage. În cazul în care o căsătorie stă în calea voastră, au nevoie să se roage și să înțeleagă. Iar voi aveți aici Marea Preoteasă. O Marea Preoteasă și Marele Preot. Înțelegeți că e o legătură foarte profundă, spirituală, dintr-o altă viață. Dar sunteți provocați de această obsesie sexuală. Asta e. Justiția aici. Cavalerul de cupe, justiția și temperanța. 10 de monede invers. De obicei, 10 de monede reprezintă o căsnicie bazată pe nevoi financiare invers. Nu vă mai gândiți la căsnicie, nu vă mai pasă de această căsnicie. Aveți nevoie de dragoste. Aveți nevoie de cavalerul de cupe. Balanța poate să fie nevoia voastră de a vă echilibra viața în cazul în care în căsnicie n-ați fost echilibrați din cauza că una dintre părți a fost foarte controlată sau v-a controlat. Că e viața lor, că e viața voastră, poate și ei și voi experimentați acea situație. Însă, roata norocului se schimbă. Roata norocului. Vor fi discuții, dar la un moment dat se ajunge și la o trezire, înțelegere a lucrurilor și stabilizare dintr-un punct de vedere. Rămâne de văzut când. Însă, acum, temperanța este singura, da? Trebuie să vă echilibrați viețile emoțional în această aventură, da? Și să nu uităm că temperanța este singura carte care anulează efectul diavolului. Și ce înseamnă asta? Înseamnă să vă rugați. Am vorbit de rugăciune, am vorbit de meditație, am vorbit de post. Rugați-vă ca să înțelegeți situația. Să vedeți ce faceți. Da? Justiția, am zis, înseamnă foarte multe. Poate să fie și divorț, poate să fie pur și simplu echilibrarea voastră într-o altă formă. Aceasta este etalarea pentru voi și partenerul, partenera, care o fie, acela care o fie aceea. Pentru decembrie sau perioada următoare, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și la mulți ani!